să fac o incursiune pe care romanii, pe care romanii nu o vor uita niciodată. Bastarnii sunt cei care, la comanda regelui, atacă primei. Romanii nu știu, pentru că nu sunt pregătiți, nu se așteaptă ca din nordul Dunării să fie atacați de forțele de daci. Dau lupte înversunate. Daci își trimise a doua cavalerie, pentru că stau să mă opresc, cred că vedeți ce se întâmplă. Romanii încep să cadă, forțele de daci. Așa a fost și acum 2000 de ani. A fost una dintre cele mai mari victorii ale dacilor din istorie. Romanii încep să cadă unul câte unul. Capturează femeile, capturează toți ofițerii. Încă se mai dau luptă, mai sunt niște romani care... Hai să... Dacii va lua o decizie dacă va fi să le curme viața sau să-i omoare ca să ducă la Sarmisegetuza aceste trofee minunate către regele, viitorul rege Decebal. Cine este pentru guvernatorul și ofițerul să trăiască mâna sus? Cam puține mâini sus ridicate pentru romani. Nu știu, Dada, dacă deja ofițerul roman este sacrificat acum, guvernatorul. Dacă guvernatorul are mulți bani, poate... Dacii refac rândurile cu aliații lor și ultima bătălie a serii, ultima confruntare. Dacii, la comanda lui Dada, geții și bastarii atacă în linie! Încep să cadă. Ce va deveni Traian împărat, va sta acolo numărul 1 împotriva Romei. Șamanii, femeile dacilor care și-au pierdut copiii, frații, soții sau logodnicii. Vor intra și femei și dansul să spună totul. Thank you.
Ajută-te cu plânsul! Potolește-te, femeie! Bărbatul tău nu e mort. E dus la zei. Stă la masă zei. Mănâncă cu zei, bea cu zei și se bucură acolo unde toți dorim să ajungem. Doriți să ajungem să ne bucurăm la masa zeilor? Și atunci de ce să plângem ca niște muieri? Bucurați-vă! Tânărul războinic este acolo unde vin noi. Bucurați-vă, bă! Ia. Haideți aplauze și comemorările au luat sfârșit. Dar Domitian trimite în Dacia, trimite o solie. Ofițieri care vor veni și vor negocia cu Decebal o pace.